împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Vom citi această poveste știută de cei mai mulți dintre noi, Vindecarea Slăbănogului de 38 de ani, primele 16 versete. După aceea era un prasnic al iudeilor și Isus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evrește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apă. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că e bolnav de multă vreme, i-a zis, Vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat. Este ziua sabatului. Nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El i-a răspuns. Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică spatul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică spatul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i a zis, Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Amin. Amin. Vă invit cu un respect să vă reașezați. E un mod foarte ciudat de a se încheia acest pasaj și nu trebuie să fiu nici eu, nici dumneavoastră, un mare expert în a pricepe o asemenea poveste ca să fim de acord că e ciudat. Și vă invit la un simplu raționament. Dacă dumneavoastră ați avea în preajma casei sau blocului un om bolnav de foarte multă vreme, pe care l-ați văzut poate că în fiecare zi și de atâtea ori v-a în mila, pentru că nu putea să se deplaseze, pentru că trebuia să fie ajutat de soție, de sos dacă este femeie. Și poate din când în când a spus mâna sau poate că i-ați dat un ban. Și tot timpul în inima noastră, ca oameni normali, ne-am zis, săracul, săraca, ce greu le e. Dar dacă într-o zi ați avea surpriza, să vedeți deodată că este din scara blocului singur, pe picioarele lui, sau dacă este femeie, pe picioarele ei nu e așa că ați avea un sentiment profund de curiozitate, de șoc și v-ați întreba, o, oh, văd o minune, cum e posibil? Unde a mers? Ce s-a întâmplat? Dar nu cred că vreunul din dumneavoastră ați fi interesat să căutați pe cel care a oferit vindecarea și bunăstarea și să-l omorâți. Mi s-ar părea absolut anormal ca să mă duc să întreb pe omul ăsta cine te-a făcut sănătos? Nu prea știu. Pentru că cel care mi-a zis ridică spatul și umblă a fost ciudat de toți alții care și-ar fi dorit aclamația și popularitatea. A dispărut. Și câteva zile n-are șansă să le spună curioșilor cine l-a vindecat. După câteva zile, cel care l-a vindecat îl caută într-un punct numit Templu și se reîntâlnesc. Cel care l-a vindecat îl avertizează cu privire la trecutul lui și spune: Ai grijă. Ai grijă de viața care ai primit-o acum, de șansa care ai primit-o, că s-ar putea viața ta să fie și mai rea decât a fost. Și pleacă. Cu siguranță că cel care a fost vindecat l-a întrebat cine este. Și până la urmă a aflat că este Isus. Se întoarce și toți curioșii din bloc, din pe stradă, din zona lui. Să știți că am primit răspuns. Vai de mine, cine e? Iisus. Iisus? Da. E clar. Și o mare parte dintre aceștia îl urmăresc pe Iisus să-l omoare. Foarte ciudat. Deși am citit textul ăsta de multe ori ca și voi, mi s-a strânit în mine așa o, o, revoltă. Cum să mor pe cineva care face bine? într o lume total disperat, în care oamenii nu mai pot să fie ajutați și apare dintr-o dată miraculos o șansă și tu să vrei să dispară șansa. Măcar puțină minte să ai că s-ar putea mâine să fie nevastă ta paralizată. Că s-ar putea bărbatul tău să cadă. S-ar putea fiul tău să aibă un accident. Și ar fi o șansă imensă dacă cineva are capacitatea și puterea să pună pe picioare un paralizat ar trebui să ținem persoana aia în vitrină. Ar trebui să grijim de ea, să o ținem în localitatea noastră, în preajma noastră. Să ne facem pile acolo, așa cum facem cu medicii renumiți. Să încercăm cumva să păstrăm o relație foarte bună, că nu știi când ajungi. Dar vedeți dumneavoastră, când oamenii iubesc mai mult religia și formele decât pe Dumnezeu, instinctul de crimă și nebunia e lipită de ei și de noi. Pentru că oamenii care iubesc religia spun insistent asta. Și ideile lor, și tradițiile, și obiceiurile lor, și nu pe Dumnezeu. Aceste persoane nu sunt capabile să iubească semen. Ăsta e testul. Și nu le va fi greu niciodată, apărându-și ideea, să renunțe la o grămadă de relații cu semen. Nu le va fi greu niciodată să se separe în familie, să se separe în societate, să aibă instincte de ură, de respingere, să apostrofeze, să declare că unii sunt nebuni, că sunt retardați mental, că sunt pierduți. Pentru că deodată persoana cealaltă are un alt crez, s-a întâlnit cu altcineva, viața i s-a schimbat, dar nu contează asta. Astăzi suntem martori în generația noastră la o asemenea lume și o asemenea război în care de multe ori, involuntar, i-am vrea dispărut pe câțiva. Și dacă am spus n-ar fi legile țării, de multe ori instinctele astea ne-au pe mulți. Pentru că am adunat în mintea noastră persoane care simțim că ne încurcă, care nu joacă jocul nostru și ideile noastre și povestea noastră. Bună, mai puțin bună. Și i-am dorit dispăruți. Pentru sabat, au fost în stare să îl lase paralizat. Rămâi, nu ți este îngăduit să te ridici. E în joc sabatul. Dar e în joc viața acestui Nu ne interesează viața lui. Pavele, de ce ucizi oameni? De ce îi trimiți? De ce îi încătușezi? Saule, de ce îi bați prin sinagogi? De ce votez ca să moară Ștefan? De ce votez să fie legat Sfinții? De ce votez pentru crimă? De ce votez Saule? Că ești cu un cap mai sus decât toți din generația ta în teologie. De ce faci asta? Și el scrie în Galateni, capitolul 1. Din o râvnă pentru datinile strămoșești. Sunt devastat. Dar poți, om cu rațiune și logică și inteligență, să pui datinile astea strămoșești? Care or fi ele? Nu știu. Și de partea cealaltă un sfânt, un om care iubește, care iartă, care face bine, care vorbește despre dragoste și să spui, vreau să moară omul ăsta, să dispară și să rămână datele strămoșești și tradițiile noastre. Nu ne interesează și el și Domnului. Și ciudat. Nu mai vrem să auzim predicându-se despre Isus. De ce? Pentru că nu mai vrem. Dar Domnul spune, noi vrem. Dar de ce vreți? Pentru că acest Iisus a vindecat pe slăbănogul ăla, pe orbola ăla de la intrare și pe celălalt. Și spun mai mari liridioși, bă, nu ne putem împotrivi din plicere că Norod a văzut că l-a fost orb, că a fost bolnav, că a paralizat și vine peste noi. Și nu ne putem pune, altfel am face prăpăd. Instinctele astea arată o mare probleme și o criză. În generația de atunci și a noastră. Că omul și persoana și viața lui și neajunsurile lui și luptele lui și durerile lui. N-a mai ajuns motivația principală și serioasă pentru cei care vorbesc despre Dumnezeu și despre toată povestea asta care îl include pe bunul Dumnezeu. De aceea m-am rugat ca Dumnezeu să se atingă de orice viață în seara asta și Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni pentru că avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu în generația asta și avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu în viața noastră și în casele noastre și în copiii noștri și spun din toată inima, lucrează Tu, Doamne! Amen. Lucrează Tu, Doamne! Amen. Cuvântul care Dumnezeu mi l-a pus pe mine se va vârti în jur a două întrebări. Și am riscat, pentru că aceste două întrebări, mai ales a doua, poate să fie declarată -o, o întrebare încuietoare. Dar Dumnezeu m-a ajutat să găsesc câteva răspunsuri. Prima întrebare este următoarea. Am pus-o eu când am citit textul. Doamne, de ce Betesda? Betesda nu-i proiectul tău pe care să-l regăsesc în Vechiul Testament undeva deșirat, așa prin toate profețiile și să-l văd împlinit în timpul tău. De ce ai hotărât Betesda? Betesda este o surpriză. Betesda este o revelație. Betesda este un act deliberat pe care Dumnezeu l-a ales să-l facă atunci, acolo, lângă poarta oilor. Betesda e alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu pune condițiile. Dumnezeu trimite un înger. Dumnezeu alege metoda. Tulburarea unei ape. Dumnezeu zice primul care intră va fi vindecat, vindecată. Orice boală nu există. Boală lor aceea pe pământ să nu poată să fie vindecată în condițiile Impuse de Dumnezeu, nu există. Oricine are o șansă. Și m-am fermentat cu asta. De ce Betesda? Și ajutat de Duhul lui Dumnezeu. Am făcut o radiografie generală a vremii de atunci. Și apoi am făcut una a vremii mele. Și a dumneavoastră. Vă voi invita. Pentru că predica asta nu va rezista ca nicio altă predică să ajungă în punctul în care trebuie, numai dacă avem curajul și demnitatea în această seară să fim 100% transparenți și sinceri înaintea lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu se va îndura de noi. Pornim la drum. Primul, prima poveste care vreau să vă spun, care cred că l-a determinat pe Dumnezeu să instaureze Betesda, este un furt pe față al sistemului lumesc din vremea aceea. Și prima zonă în care cei oameni au fost furați este zona sănătății fizice. Știu că în general noi vorbim cel mai mult și așa și trebuie de zona spirituală, da? Mă îndrăznesc în seara asta, să abordez zona asta, că e pe text. Și nu mi-am propus să spiritualizez textul ăsta, că nici nu-i drept. Și vreau să vă spun că era o mulțime de oameni bolnavi. Mult mai mulți erau decât erau la Bethesda. Acum s-au adunat pentru că acolo se întâmpla zilnic ceva. Ceva care determina să vină din ce în ce mai mulți. Din ce în ce mai mulți. Li s-a furat în generația aceea oamenilor datorită unei gândiri pe care Iisus a atacat-o frontal în predica de pe munte și nu numai. Li s-a furat sănătatea fizică. Și oamenii erau foarte bolnavi. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă în zona asta sănătății fizice? Putem vorbi de un blestem și avem dreptate, de la Adam încoace, dar vreau să vă spun că foarte multe boli care apar acum și au apărut atunci, este pentru că noi n-am vrut, poate nici acum nu vrem, să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și de principiile Scripturii. Și ne-am pus mintea, și dumnealor și-au pus mintea, cu gândirea amăgitoare a acestei lumi. De aceea sunt oamenii din generația aia peste măsură de bulversați, peste măsură de agitați. Aleargă după absolut lucruri înșelătoare. Nu mai pot să se oprească. Nu la voia întâmplării, Iisus a spus în pildă aceea, a, mi-am umplut hambarele, dar nu mă pot opri. Și am să le stric și am să fac altele mai mari. Și Iisus pecetulește o asemenea mentalitate absolut lumească și o numește în felul acesta, nebunule! Deci atunci când ne punem noi mintea și viața noastră cu asemenea ne nebunie, absolut lumească, nespirituală, aș putea numi eu și mai rău, să știți că consecințele vor avea un efect direct și devastator asupra trupului tău, asupra trupului vostru și asupra, asupra trupurilor noastre ale tuturor. Pentru că Isus a spus clar și revin la ce am anticipat la predica de pe Munte a spus, nu vă îngrijorați de nimic. Cum e posibil? Uitați-vă la păsăle cerului. Ne-a dat o imagine din văzduh. Dacă nu vă place să vă ridicați ochii în sus, uitați-vă la crini. La crini de pe câmp. Cineva se îngrijește și de păsări și de crini. Păsările nu seamănă, nu seceră, și totuși eu, Dumnezeu, sunt implicat în hrana lor, și eu, Dumnezeu, Tatăl acestor păsări, le port de grijă. Uitați-vă la crinii de pe câmp, nici Solomon, în toată slava lui, nu a reușit să se îmbrace ca unul din ei. Pentru că eu mă ocup de dimineața până seara de crinii de pe câmp. Eu, Dumnezeu. Noi am adunat în mintea noastră un Dumnezeu care se ocupă de câteva puncte ale vieții noastre foarte importante și bine ar fi de a încrede măcar în ele, dar așa acolo ezităm. Nu Dumnezeu e mult mai atent cu noi. Și ar trebui să-L vedem pe Dumnezeu mult mai implicat în viața mea personală și a ta și a casei tale. Și asta trebuie să fie o alegere pe care eu și dumneavoastră să o fac. Dar pentru că noi ne-am îngrijorat excesiv, ne-am pierdut capacitatea și controlul asupra trupului nostru, nu mai știm să le oprim. Asta se face că nu de mult am întâlnit niște prieteni ai mei care mi-au spus imunitatea mea e zero, e praf. Bă, la ce ți-a făcut imunitatea praf? Nai ce să mănânci? N-ai apă să bei? N-ai un pat să dormi? N-ai ce să alegi? Nu. Nu poate fi vorba de așa ceva. Păi problema este una psihică, mentală. Pentru că mulți am atras deja ulcer la stomac, diabet, bol de ficat, bol de inimă, reumatiz, dureri de cap, de ceafă, cervicale, de spate. Pentru că majoritatea din aceste boli de vreme le-am adunat pentru că noi n-am știut, n-am vrut să alegem, să credem în Dumnezeul care poate să binecuvânteze puținul nostru, mai multul nostru, dar într-un mod echilibrat. Și acesta este Dumnezeu binecuvântat să fie în numele Lui. 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 Acesta e Dumnezeu care se implică în viețile noastre. Dar cine mai crede în Dumnezeu asta? Cine este capabil într-un act de crez să spună în fiecare dimineață, Doamne, binecuvântează lucrul mâinii mele, binecuvântează mintea mea și inima mea și liniș și viața mea și când -ți o cântare și te rogi și te duci fluierând în inima ta, ancorat în Dumnezeu. Și câți dintre noi ne punem mintea cu o amăgire totală? Eu mă descurc, eu fac, eu mă duc, eu drec. Toți suntem creștini toți credem în Dumnezeu. Dar noi suntem amăgiți în fiecare zi și despărțim viața noastră de biserică de viața noastră cotidiană. Aici în biserică toți spunem amin, dacă spunem, aici în biserică toți spunem sau în altă biserică, când ieșim, fiecare ne retrage, retragem, prindem cu amândouă mâinile de volanul vieții noastre și ne conducem mental și psihic ființele noastre, fără Dumnezeu. Și aici este un preț. În seara asta am venit să vă avertizez și să vă spun că Iisus Hristos a spus căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate celelalte lucruri pe care neamurile caută, eu Domnul. Eu Domnul. Eu Domnul. Vi le voi da pe deasupra. Mai credem în cuvântul lui Dumnezeu? Mai credem în cuvântul lui Dumnezeu? Eu nu mă mai pliesc pe o atmosferă frumoasă doar, pe niște emoții puternice în biserică sau în altă parte, ci vreau din toată inima ca Dumnezeu să ne schimbe viețile cu adevărat. De la un punct la celălalt. Adică un om pocăit întors la Dumnezeu, un om care se pocăiește în seara asta, trebuie să-și asume pe Dumnezeu în fiecare punct al ființei lui. M-am întors în satul meu, unde am crescut după mulți ani. Și când m-am dus acolo și m-am uitat în dreapta învonului, am văzut acolo pe fratele Gavriluțiu. Nu uiți niciodată numele dumnealui, îs 40 de ani de când nu știu pe omul ăsta. Eram un țâng de 4-5 anișori când am fost în satul ăsta, după aceea ne-am mutat la Beclean. Și când l-am văzut pe fratele ăsta, am zis, nu se poate, este exact ca acum 40 de ani. Bineînțeles că nu era exact. Dar ceva era exact. Vă spun eu ce. Liniștea de pe față la fel de senin, la fel de echilibrat, cred că la fel de tăcut, un om al cuvintelor puține, un rob al lui Dumnezeu, un proroc, viabil, veritabil. M-am întors spre fratele Gavriuțiu și am zis, fratele Gavriuțiu, sunt chiar agitat. Câți ani aveți? Și dumnealui, cu virtuțile care vi le-am spus, s-a întors și a zis, și cu încă una modestie, 80 și ceva. Nu m-a lăsat să știu exact. I-a fost foarte greu. A avut, cred că nu greșesc, 14 copii de crescut. Ce se întâmplă cu noi? Uneori parcă suntem suntem capabili să ne batem cap în cap unul cu celălalt, să nu ne vedem. Suntem o generație de oameni agitați, frustrați, în depresie, la margine, mulți dintre noi. Nervoși noi, nervoși copiii. E o lume extrem de agitată. Mi-am permis luxul să predic în Beclean despre o roadă a Duhului Sfânt, în de lunga răbdare. Și ne-am văzut devastați, cu toți. După o săptămână mă duc într-o familie, și mama super agitată, din nimic, degeaba, dar avea probleme la servici și a venit și s-a revărsat peste fica ei și a luat-o și a împrășteat-o din nimic, la care copiii mult mai steți decât altă dată și mai curajoși, eu zis, mamă, în urmă cu o săptămână fratele Gabi a predicat la biserică să ai răbdare. Te rog să ai răbdare cu mine. Un alt caz, o altă familie, băiatul lor să suie pe un scaun, cade jos, să-și îndoaie un deget la vârsta aia, unde să suie? Ei tot să suie. Nu cred că e un miracol să suie un copil pascal, Un miracol ar fi dacă nu s-ar Ca de jos își luxează un deget, și să umflă, mama n-are răbdare, îl ia la palme și la un moment dat el spune, mame, nu ar trebui să fii blândă cu mine? Pentru că pe mine mă doare grozav de tare degetul. Și atunci mama s-a oprit și a schimbat placa. Asta arată clar că noi undeva ne îmbolnăvim singuri mințile și viețile. Pentru că lumea asta ne fură în fiecare zi și noi nici măcar nu realizăm asta. Suntem aici în casa Domnului în seara asta. Și cred că o pocăință reală trebuie să se răsfrângă în toate zonele astea. Și mi-ar place să spunem amin. Amen. Adică nu cred că ar trebui să plângem aici că ne-am pocăit și ne-am tot la Dumnezeu pentru că apoi mâine să ne ieșim din fire, sau să intrăm în fire mai corect În toate zonele și în tot felul de lucruri ciudate Și cred că Dumnezeu trebuie să facă aici Semne și minuni în seara asta În viața ta ca sos, ca soție și ca și prunci Ca și tineri, ca și oameni ai Lui Dumnezeu care am venit aici Și credem că Dumnezeu este aici Să facă aceste minuni Și spun din toată inima, amin, amin. Ca să vă mai spun că Le-a furat atunci și ne fură astăzi familia Vă întreb direct mai aveți timp să vorbiți cu soțiile și cu soții? Când? Cât? Am inventat o familie imaginară. O familie care vorbește pe telefon, o familie care nu mai poate și nu mai are timp să se privească în ochi. Și asta ne-a îmbolnăvit și relațiile dintre noi și ne-a îmbolnăvit și trupurile noastre. Pentru că am pierdut liniștea unui dialog, a unei conversații sănătoase. Asta ne-a dus la regrete care ne macină conștiințele noastre că noi știm că trebuie să acordăm timpul ăsta soției și invers, și copiilor. Mergând pe drum, la Radio Actualități spunea o expertă în educația copiilor și a zis, dacă vrei să faci ceva din copiii tăi, trebuie tă să-i acordi la copil în fiecare zi, la toți copiii care ai, 15 minute atât atât are el nevoie de 15 minute, tu cu el să vorbești, da? Acele 5 minute trebuie să le fie ale lui. Și toate astea, toate aceste neajunsuri ale noastre, toate aceste mentalități, toate se răsfrâng în trupul tău și a meu. Asta duce la insomnii. Și nu vreau să fac aici medicină, dar trebuie să spun asta. Și mulți nu mai pot dormi noapte. Nu mai pot. Nu se poate. Pentru că dumneavoastră, cum e citit salmii la rând, și omul Dumnezeu spunea, eu mă culc și adorm în pace. Dar cine se ocupă de somnul tău noapte? Cum cine? Dumnezeu. Dumnezeu vostru se ocupă, a ocupă să dormiți noapte. Că numai tu, Doamne, îmi dai liniște, spuneți mai departe, de plină în locuința mea. Păi, unde Dumnezeu în viața dumneavoastră? O, la biserică? O, în partea cealaltă? Chiar nu vă cred. Dumnezeu trebuie să fie noaptea și ziua, în viețile noastre, în casele noastre, în familiile noastre, să ne dea liniște, pace și nu o liniște așa, ci o liniște de plină în locuințele noastre. Și să spunem toată Biserica amin. Bine Binecuvântat să fie Domnul. Și a zis, uite de ce Betesda, pentru că la Betesda au venit oameni furați, care s-au îmbolnăvit, care sunt loviți și sunt aici. La Betes au venit și oameni furați de religia din vremea aceea, pentru că templul nu mai era ce a fost. Templul a devenit o peșteră de tâlhari. Iisus Hristos va spune asta. Locul în care se spunea aici în seara aceasta trebuia să fie casa de rugăciune. Un loc în care vorbește Dumnezeu și în care omul răspunde și din relația asta. Se năștea puterea vieții acelor persoane. Dar templul și-a pierdut funcție. Și atunci spune Duhul lui Dumnezeu, Gabi Zăcrean, unde să mă întâlnesc cu oamenii? Uite-te la ei, vor să mă moare. Uite, dincolo e o problemă, nu-i mai pasă nimănui de oameni. Și atunci trebuie să fac ceva. Am adus Betesda, pentru că Betesda este singur loc din generația asta unde se mai poate visa la o altfel de viață unde se mai poate visa la o schimbare fundamentală și radicală a vieții. Și eu intervin aici, trimit un înger, tulbur apa și primul care intră poate să viseze cu adevărat împlinirea pentru că acel om pleacă schimbat radical acasă. Pentru că la Betesda am adus posibilitatea să viseze oamenii aducând elementul clar, de nelipsit, acolo unde eu vin. Și acest element este miracolul. Aici este o problemă care vreau să subliniez. De ce plecăm noi de multe ori neschimbați? Pentru că noi nu mai credem în miracol. Noi credem că ne întâlnim doar într-o atmosferă religioasă, bunicică, foarte bună, foarte grozavă, relaxantă, uneori, că sunea cineva, eu vreau să mă relaxez în biserică. Alții vor altceva. Și după toate aceste vreri, ne întrebăm, dar de fapt, de ce avem noi nevoie aici în seara asta? De ce avem noi nevoie când ne plecăm pe genunchi acasă, singuri sau cu familia? De ce avem nevoie? Avem nevoie de un soi, stimații mei și frași, surori și prieteni, de un soi de betezda, adică un loc în care să se implice Dumnezeu, să se prezinte Dumnezeu și în care să se întâmple o minune. Pentru că dacă se întâmplă o minune, oamenii vor veni. De ce vin o mulțime de oameni la Betesda? Pentru că spun eu, cel puțin o persoană pe zi pleacă acasă vindecată. Cel puțin o persoană pe zi este schimbată. Cel puțin o persoană pe zi poate să meargă la templu și să spună zilele trecute eu am fost la Betesda, m-am întâlnit cu Isus Hristos și El m-a ridicat în picioare și eu umblu. Eu trăiesc o minune, de aceea am venit să-i mulțumesc lui Dumnezeu. De aceea noi credem că în evanghelizări se prezintă Isus Hristos, se spune aici. Pentru că prezența lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt și a lui Hristos prin Evanghelie dă posibilitatea aici, la gloria la Arad, să se întâmple semne și minuni și noi și voi să plecăm acasă transformați. Asta este ideea. Că acolo unde este Dumnezeu, trebuie reinstaurat miracolul. Că unde este Dumnezeu, se întâmplă minuni. Mai credeți dumneavoastră în minuni? Mai credeți dumneavoastră în minuni? Mai credeți că Dumnezeu poate să facă minuni în gloria în Arad, În seara asta? Păi de ce am nevoie eu de Dumnezeu și de miracol? Pentru că mi s-au furat toate visele. Și în lumea asta nu mai am unde să mă duc să cred cât se mai poate întâmpla ceva Dar la Betesda se pogoară Dumnezeu Dar la Betesda vine un înger Dar la Betesda vine Iisus surprinzător Dar acolo se întâmplă ceva Acolo cel puțin câteva persoane Tot timpul pleacă acasă cu visele împlinite O oh, glorie lui Dumnezeu Unde să mai visez? În religia asta putreză lipsită de conținut Unde pentru naivi O grămadă de așa sunt furați, sunt luați, sunt amăgiți și oamenii pleacă neschimbați, trăim într-o societate super creștină și neschimbată, total neschimbată. Hoții se mulțesc, corupții se mulțesc, familiile divorțează. E un dezastru, absolut un dezastru România. Și totuși sunt o grămadă de locuri în care, prin clădiri, prin semnele religioase, se arată clar că în România, aproape la treia stradă, există spații care ar trebui oameni care intră în ele să ia să din ele cu visele spirituale împlinite, adică oameni schimbați de puterea lui Dumnezeu. Și spun cu toată adunarea, Doamne, transformă România! Că nu poți să spui că românii n-au nevoie de Dumnezeu, că ne înșelăm. Uitați-vă! Se duc sute de mii, un milion! Nu-i judec niciodată pe acești oameni, că pe ființa lor scrie, vreau pe Dumnezeu. Că bătrânele la că doamnele la că femeile la din Moldova, din Oltenia, din București, din Ardeal, care spun, maică, pentru ce ai venit aici? Am nevoie de Dumnezeu în familia mea. Fata mea e bolnavă, băiatul meu este bolnav, eu sunt bătrână, eu sunt așa. Avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de Dumnezeu. Oamenii au nevoie, dar miracolul lipsește. Și m-am rugat ca de această seară să vină în biserică miracolul lui Dumnezeu ca Dumnezeu să schimbe de viețile celor care au nevoie de minuni. Aveți nevoie de minuni în seara asta? să fie Domnul. De ce Betesda? Betesda este singurul loc în care se mai poate visa. În Ierusalim și în împrejurim. În rest totul e praf. Unde mai pot merge oamenii să-și împlinească visul? Și trebuie să avem curajul tot să spunem la picioarele crucii lui Iisus Hristos. Pentru că cel care schimbă viețile oamenilor nu sunt eu, nu este religia. Cel care schimbă viețile oamenilor este Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. Așteaptă-te în seara aceasta, cel puțin la o minune în viața ta. Și Dumnezeu va face minunea aceea. Din toată inima, lăudat să fie Domn. Lăudat să fie Domn. Ca să poți să trăiești în plinirea unui vis și a unei vieți schimbate, cum ne dorim în toate aspectele vieților noastre, atunci trebuie să înțelegi că la Betesda nu e loc pentru rușine. La Betesda nu este loc pentru jena. La Betesda nu e loc pentru aroganță. La Betesda nu e loc pentru oameni mândri. La Betesda este un spațiu în care oamenii vin într-un mod public și, și asumă durerile, handicapurile fizice, problemele, rela relațiile lor slabe și păcatelor. lor. Betesda este locul asumării publice a nevoilor interioare, invizibile sau vizibile. Acolo, rușinea, jena, mândria, aroganța, competiția toată dispar. Acolo vin oamenii care scriu pe fruntea lor și pe viețile lor. Noi avem nevoie disperată de o minune. Noi avem nevoie disperată de un semn. Noi avem nevoie disperată de schimbare. Noi avem nevoie e disperată de Dumnezeu. Și am venit aici pentru Dumnezeu și pentru noi. Și să spunem toată Biserica: Amin. N-am venit pentru poze. N-am venit pentru impresii. N-am venit să arătăm care cântăm mai bine. N-am venit să arătăm care predicăm mai bine. N-am venit să arătăm care are și adună mai mulți oameni într-o seară de evangelizare. N-am venit să arătăm cât de bine suntem organizați pentecostali. N-am venit să vă frângem gâtul aici în această seară, să vă arătăm cât de grozav suntem. Am venit să vă spun aici în această seară împreună cu frații și cu Biserica Gloria. Iisus Hristos este în biserică. Puterea lui Dumnezeu este aici. Și dacă Dumneata și cu mine ai nevoie de Dumnezeu cu adevărat, Isus Hristos e aici. Amen. Și visul tău, care ai zis, niciodată nu se poate împlini. Dumnezeu spune în seara asta, ba se poate. Pentru că eu am adus un loc în care mă implic și nu există problemă prea grea și nu există situație prea complicată și încurcată ca să nu poată descălci cel care s-a implicat la Betesda. Orice boală ar fi avut, era vindecată. Dar cei dumneavoastră credeți că există vreo situație care să depășească puterea lui Isus și a lui Dumnezeu de a schimba? Nu există. Dar cine vrea cu adevărat să-și asume într-un mod clar această seară, transparent, problemele care le imagine? cine? Aici este o luptă cumplită, dați-mi voie să spun. Foarte grea. Pentru că noi, de multe ori, venim foarte mascați. Noi foarte greu ne deschidem cu adevărat inima. Noi suntem pitiți pe bănci, dar de atâtea ori ascundem în noi probleme grele, grave. Grave în sensul autodistrugerii persoanei noastre grave în sensul autodistrugerii familiei noastre, a relației cu soția, cu soțul. nu e simplu, Iisus l-a avertizat și după, ai grijă, viața trebuie cultivată. Inima trebuie să-ți o ții trează, sinceră, deschisă. Că nu se încheie povestea aici că te-ai botezat în apă sau cu Duhul Sfânt. Că nu e încheiată povestea dacă tu cânti în cor sau dai în sau ești în sală, prezent. Povestea ta nu s-a încheiat, e o luptă până la capăt. Și mai poți aduna și după aia nesincerități. Și mai poți aduna și după aia păcate. Și mai poți aduna și după aceea trădări. Și mai poți și după astea să ai momente slabe care să le porți în mintea, în inima ta și să nu se le spui. De ce să stai până pușcă? De ce să stai până să prăbușește lumea sub ochii tăi? De ce să nu spui în seara asta, Doamne, eu am probleme cu inima? Nu e liberă. E împărțită. E împărțită între bani și Dumnezeu. E împărțită între lăcomie și scriptură. E împărțită între biserică și altceva, lume. E împărțită între nevastă mea și altceva. E împărțită între soțul meu și altceva. E împărțită între părinții mei pe care îi respect, dar lumea mea, cocoloșită, ascunsă, invizibilă, ca adolescentă, ca adolescent, ca tineri, nu aștepta să puște tot. Când mi-a zis zilele trecute, am un nod în stomac, am un gol în inimă. De ce? Pentru că s-a aflat. Ce? Că sunt care merg în cluburi de noapte, în cruj. Că sunt care se droghează, că sunt care s-au îmbătat, că sunt care fumează. Că sunt care s-au dus în imoralitate, că sunt care merg acolo și și-au ținut ziua. Sunt probleme! N-aș fi crezut, spune, niciodată, de X, de Y, de Z, de ala, de ala. Știți, nimic nu începe așa peste noapte, ci tot începe undeva. La Betesda, dacă vrei o minune să te schimbe Dumnezeu în punctele tale slabe, trebuie să-ți asumi aici, în biserică, în seara asta, problema care ai nu în fața mea, în fața celui care cercetează duhurile și care-ți cunoaște oricum tot detaliul vieții tale și acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să ne asumăm public problemele care le avem. Cancerul din noi, păcatele din noi trebuie asumate. Știu că vreți vis împlinit. Știu că vrei să ai o familie grozavă. Știu că vrei să ajungi departe. Știu că vrei Dumnezeu să atingă de copiii tăi, de, de, tine și de celălalt. Dar trebuie în această seară dat pe față. Problema care te macină, care te-a dus, care ți-a dus familia acolo, poate ești un soț violent în casă. Poate ești un soț care n-ai răbdare. Poate ești o femeie care în limba ta a scăpat fraze de la locul lor, nesimțitule, boule, măgarule. Am auzit oameni de genul ăsta care scapă. Asta trebuie asumate. Nu cocoloșite, nu ascunse. Nu te salvează nimeni. Nimeni nu te scapă. Lumea te va îndobi tot și mai tare. Lumea te va fura mai mult. Religia fără Dumnezeu te va distruge. Îți va da o liniște și de fapt liniștea aceea va fi marea furtună și marele pas spre iad. Singura posibilitate este o minune și minunile nu le fac oamenii, nu le fac clădirile Minunile le face Dumnezeu Prin credința în Hristos și în asistența Duhului Sfânt Care cercetează adunarea și în prezența scripturilor care sunt între noi Și spun cu toată adunarea, amin! Dar cine este gata să se asume? Cine poate să se asume mândria? Cine? Mândria aia care te vede întotdeauna și te împinge mai presus decât altul. Tot timpul ești mai tare, mai cocoș, mai brească toți. De aia avem libertatea de a judeca pe mulți. Știți de ce? Pentru că suntem mândri. Dar ați auzit pe cineva care s-a predat aici, sunt mândru? Așteptăm doar oameni praf. Dar praf nu e ce credem noi că e praf. Ci praf înseamnă exact ce problema ai tu. Ăla înseamnă praf. Și singurul care ne poate ridica din prăbușirea asta este Cel care se prezintă la Betesda aici la Gloria. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar eu nu puteam să citesc textul ăsta dacă oamenii nu-și asumau că sunt orbi. A, poți să spui niște ochelari de soare foarte elegant să spui? Eu nu sunt orb, dar am venit pe aici pe la Betesda așa să-L fentez pe Dumnezeu și pe oameni, că nu mă pot da orb. Și poate că Dumnezeu face o mie, nu o face. Eu am venit doar așa. Să văd ce se întâmplă. Știi, s-ar putea să se întâmple și să vezi ce se întâmplă. Adică, oameni lângă tine să fie schimbați. Și tu nu. De aceea mă rog, Domnul să ne scape de orice dorință de mască, de imagine și să ne ajute Dumnezeu să ne asumăm bolile vizibile, interioare, ascunse, pentru că cel care vede sufletul meu și sufletul tău este Dumnezeu. Am spus și repet, binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Betesda este locul în care poți visa la schimbarea vieții dar ca să poți să visezi la schimbarea vieții tale și a casei tale și a lumii în care noi trăim, trebuie să avem curajul și demnitatea, să ne asumăm problemele din noi într-un mod public și printr-un act de căință și pocăință, să ne întoarcem cu fața înspre Dumnezeu și să strigăm ca Bartimeu, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi! Și Iisus este aici să se atingă de tine și de mine! Să se atingă de tine și de mine! Și spun din toată inima, glorie Domnului! La Betesda nu e loc pentru sănătoși la Bethesda e loc pentru bolnavi. Și Isus a spus asta. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu n-am venit să chem la pocăință, adaug eu la schimbarea vieții lor, la visuri înalte de transformare și de miracol, pe cei care să cred buni și neprihăniți, ci pe cei păcătoși. De ce le-a spus în capitolul 9 din Ioan? Eu am venit ca cei ce nu văd să vadă. Asta-i ținta mea, Orbilul, o să le dau visul vederii. Dar am venit să-i fac pe cei ce văd orbi. Pe cei ce văd să ajungă orbi. Și sus a făcut un joc de cuvinte acolo. Și o striga câțiva, dar nu fi noi orbi. Și sus le-a spus, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Pentru că ați venit cu păcatul și eu v-ați da iertarea. Dar pentru că ziceți, vedem. Ce se întâmplă? Păcatul vostru rămâne. În inima voastră? în mintea voastră, în mădularele mele și te va chinui cum te achinui și până în seara asta. Imoralitatea, zona avuților și competințele nebune și surde, mândria și alte competiții născute din invidia și răutatea care ne-o dă lumea, toate astea vor rămâne în noi și vom pleca dintr-un loc în care putem să fim schimbați, neschimbați. De eu nu mi-am dorit asta Și nimeni nu se roagă pentru asta Ci toți ne rugăm de acolo de la balcon și până aici în față Dumnezeu să ne schimbe viețile cu adevărat Dacă crezi că ai nevoie de o schimbare în seara asta În viața ta Iisus Hristos este aici în seara asta Dar nu te pot obliga să crezi Nu-ți poți desface inima să zic Asta e problema ta Deși Duhul Sfânt de multe ori direct spune Când noi predicatorii Nu-i dăm seama de treaba asta dar cel care cercetează adunarea este Domnul. Lăuda să fie numele Lui. O a doua întrebare care o am și cu care închei predica este mai grea am spus decât prima și am zis, Doamne, de ce El? Și cu siguranță stând acolo cu pixul în mână să scriu un răspuns. A venit. Și Duhul Dumnezeu mi-a spus pentru că eu mă îndur de cine vreau. Și am simțit că mi-a dat mat. Numai. Da, asta scrie Biblia. Dumnezeu se îndură de cine vrea El. Și El a venit la Betesda și s-a îndurat de slăbălogul ăsta de 38 de ani. Dar eu -am, nu m-am lăsat. Am zis, Doamne, da, bine, Tu vrei, dar pe cine vrei Tu? Și Domnul a spus, de cine îmi place? Și am zis și eu că avram, Doamne, mai pot odată. Și Domnul a zis, da, Doamne, de cine îți place? Și Duhul Sfânt mi-a dat așa câteva răspunsuri. Unu, îmi plac oamenii luptători care nu abandonează și care, împotriva a ceea ce trăiesc zilnic, cred puternic că va veni un moment când se va produce marea schimbare a vieților. Iubesc luptătorii. Și nu forțez textul, pentru că Ioan îmi spune, și fiindcă Iisus știa că e bolnav de multă vreme, asta îmi spune foarte clar că Iisus l-a știut de mult pe el și l-a urmărit tot timpul ăsta și a descoperit în el o calitate grozavă. Oameni buni, frați și surori, omul ăsta n-a renunțat. M-ați înțeles? N-a renunțat. Deși de atâtea ori el a spus, când mă duc, altul intră înaintea mea. Și din fața lui au ieșit oameni vindecați. Și el a rămas paralizat. Nu odată, nu de două ori, nu de trei ori, dar el n-a abandonat. N-a renunțat. În sinea lui avea un vis care s-a transformat într-un crez. Într-o zi, ori nu vin ei, ori prind, ori ceva se întâmplă. Oricum, eu cred că într-o zi eu voi umbla pe picioare. Și să știți că într-o zi omul ăsta a umblat pe picioare. Domnul să fie înălțat! Îmi pare rău pentru mulți dintre voi, îmi pare rău pentru că de atâtea ori ați renunțat așa de repede. Și a zis, nu cred că mai poate Dumnezeu să-mi schimbe bărbatul. Spun ceva în seara asta. Dumnezeu poate. Tu trebuie să rămâi o soție luptătoare. Am în mintea mea un cuplu. El a fost la limita asta, știu eu, de interlop. Și îmi spune sora, acum asta un întors la Dumnezeu amândoi, îmi spune, frate Gabi, am predicat o dată de minune. Și zis, eu nu mai vreau să văd nicio minune. Și am cum așa, că eu mai vreau. Zice, minunea pe care o văd în fiecare zi este bărbatul meu. În fiecare zi când mă uit la el, văd în el minunea lui Dumnezeu. Și îmi spune cum era înainte. Paralizat de nebuniile păcatului și ale lumii. Domne, când îl descria, eu nu l-am știut înainte. Eu când îl văd, dar se pare că în tot timpul a fost așa. Când îl descria, am zis, nu e el. Chiar înainte să vin la biserică, m-a sunat el. Nu e, nu se poate, vii să fi făcut vreodată așa ceva. Nu se... Gabi, tu nu-ți poți imagina. Ăsta n-avea răbdare nici să schimbe două fraze cu un om. Dacă simțea că ăla îl ia așa un pic, deja era, era cu invers. Și astăzi îl văd stând cu oameni minute în șir de vorbă, relaxat și în fiecare zi plâng și spun Dumnezeu a făcut o minune în casa mea. Când îl văd cum se joacă cu fetele, câtă răbdare are cu el, eu nu am răbdare cât are el. Se joacă și uneori zic prea multe joci cu ele, prea mult timp le acord. Și el se întoarce și zice n-am fost o nebune ani de zile când nu v-am băgat în seamă, vreau să recuperez. Și am zis, dar cum ai putut să crezi? Zice, Gabi, au fost cinci sau șase ani când eu m-am rugat și am plâns înaintea lui Dumnezeu pentru ca el să fie schimbat de puterea lui Dumnezeu. Toți mi-au spus, renunță! Nu se poate! Ăsta am veci! Ăsta așa a fost născut! Ăsta e caracterul lui! Asta e gena lui! Bunicul lui a fost așa! nu știu cine a fost așa, nu se poate, asta e. Să la cruce, a o până la capăt. Foarte mulți dintre noi ne asumăm acest rol al crucilor care nu trebuie să le ducem, pentru că noi trebuie să credem că cel care poate schimba soțul, soția, copilul, pe cei de lângă noi, cel care poate să schimbe cu adevărat o persoană, este cel care m-a schimbat pe mine și pe tine și pe voi, sute de oameni aici în Arad. Acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acesta este Duhul lui Dumnezeu prin puterea Evangheliei. El schimbă! De ce îți place, Doamne? De e ce luptă? Și mi-a adus aminte de Iacob din Vechiul Testament. S-a luptat până spre dimineață. N-a renunțat nici la unul, nici la două, nici la trei. Era obosit și nu se lupta cu un luptător de jos. Unul venit de sus. Și s-a luptat și la, spre dimineață să-i iau zorile. Îi dă una reprezentantului Dumnezeu aici în șol. Și deja își capă, de nu se lasă. Și se prinde din el și lasă-mă că uite să-i vezi zorile, trebuie să plec. Nu te las, lasă-mă, nu te las, lasă-mă, nu te las. lasă mă nu te las la tine, de cine îi place Dumnezeu? Nu te las! De ce nu mă las? Nu te las până nu mă binecuvântez! Eu nu plec de aici până nu te atingi de mine. Eu nu plec de aici, nu pot să vină dimineața la mea, seara, o noapte. Eu mă lupt până ce praf mă fac. Dar cred că tu ești ei să mă binecuvântez. Și a zis, cum te cheamă? Iacov. De azi nu te mai chem Iacov, de azi te cheamă Israel. Pentru că tu ești un adevărat luptător. Tu te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai biruit și l-ai binecuvântat acolo în dimineața aceea. În această seară eu cred că Isus Hristos este aici în adunare ca să binecuvânteze vieților celor care doresc să lupte până la capăt și să creadă în visul lor, în șansa lor, în betez, dacă care schimbă viețile oamenilor. Aleluia! Nu știu de ce îmi spune Duhul Sfânt în seara asta. Că sunteți aici persoane care ați abandonat lupta. Dumnezeu nu e om. Dumnezeu e Dumnezeu. Ascultați-mă, prieteni, Doamnă, bărbați, femei. Niciodată Dumnezeu nu vine prea târziu. El nu-i pompier. După ce arde casa, apar și ei. Am văzut în Beclean o scenă de asta și deja ardea casa. Nu nu reușea să monteze furtunile, s-au panicat, nu era să se aprindă. Dumnezeu nu-i pompier. Dumnezeu nu-i loterie, nu se nimerește niciodată. Dumnezeu este Dumnezeu și întotdeauna vine la fix. Credeți dumneavoastră în asta? Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Adică Iisusul știe de multă vreme, da! Adică ce înseamnă asta? Asta înseamnă că problema ta, a voastră, a personala, a casei tale, a, a, a lui taică, -ta, a lui maică ta Cu care te luți, pe care o ții în tine și plângi și nu te vede nimeni Și te chinui la biserică să pari cumva Dar te macină, te apasă și nu știi Și de multe ori mulți din voi v-ați dat bătușa și zis Gata, îmi duc soarta până la capăt Ai curaj și credință Dumnezeu poate să schimbe viața ta și casa ta comportă-te ca atare. Mă uit la omul ăsta, Gabi Zăgran, scrie pe mă uit la el de zeci de ani. Eu, Iisus, și el nu renunță. Zi de zi la Betesda, zi de zi la Betesda. El nu renunță, pentru că el crede că va veni ziua lui. Și ziua lui a venit, aleluia. Ziua lui a venit și ziua ta a venit. Și Domnul este aici să se atingă de viața ta, aleluia. Pentru ce să spui în inima ta, nu mai pot? Au frații la top, vreau cântare, că nu mai poți tu, poate el. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului! Doamne, de cine îți place? Și un al doilea răspuns pe care Domnul l a dat, îmi place de cei care nu sunt mulțumiți cu soarta lor. Nu-mi place deloc plafonați. Cei care s-au băgat unde au, uneori și noi slujitori am făcut eroi din ei. Ce zici, frate, nu vrei să... Eu nu, eu, eu, aici stau. Și acolo stă și la propriu și la figurat n ai de experiență cu Dumnezeu. Cum l-ai pus acolo stat. Nu este așa. Acest om nu a fost mulțumit cu soarta. Și avea motive să... Asta e. S-o vindecat ăla, 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 ăla. Doamne, vreau să te întrebe, ce? Doamne, tu numai la aia, tot la aia, tot de aia, te atingi tot de ăla. Păi da, eu ce fac aici? Mă duc și-mi văd de treaba mea. Mă duc să mă necamar într-o bere, într-un alcool undeva. Mă duc să mă... Nu mai pot. Eu a zis, nu, eu nu sunt mulțumit cu paralizia. Eu nu o cocoloșesc, nu fac lux din ea. Eu lupt. În nemulțumirea mea spun, Doamne, vreau o altă viață. Vreau o altă viață. Există o plafonare peste noi. Există momente în care ne pierdem bucuria și ne pierdem acea bucurie de a trăi. Și se vede pe noi asta și ne văd oamenii. Și trebuie să știți că adevărații sfința lui Dumnezeu reușesc prin puterea lui Dumnezeu să se bucure chiar în necazurile lor. Pentru că cel care le dă putere este Dumnezeu, laudă Domnului. Lăudat să fie Isus. Bartimeu, tași din gură! Lasă-l pe învățătorul! Fii mulțumit cu soarta ta că ți-o dat acolo oamenii ăștia mulțimea bani! Nu! Isus e fiul lui David, ai milă de mine! Bartimeu, tași din gură! El strigă mai tare! Eu nu sunt mulțumit cu eu vreau să văd, eu vreau să văd! Și el a fost un luptător și un nemulțumit cu soarta. Doamne, de ce îți place că mustezi corbii pe lângă tine? Dar nu pe toți îi vindeși. De ce el? Și deodată, ucenicii se opre. Merge și chemați-l să vină. Bartimeu, ești invitat la Isus. Bartimeu, capătă-ți vederea. Bartimeu și-a căpătat vederea și-a mers pe drum după Iisus. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie Domnului. Doamne, de cine îți place? De cei care nu sunt mulțumiți cu soarta și spun, eu vreau o altă viață. De ce să fii mulțumită și mulțumit cu ce ți se întâmplă acum rău și greșit? Ăsta e un act într-un fel de a sfida puterea lui Dumnezeu. Tu trebuie să spui, nu sunt mulțumit cum sunt. Și vreau Dumnezeu să intre în viața mea Și să mă apropii mai mult de Dumnezeu Așa a scris Salmius Cât pentru mine bucuria mea Este să mă apropii de Dumnezeu Eu nu o să fiu mulțumit niciodată Că am ajuns la un punct Pavel a scris pe finalul vieții Din închisoare Dorința mea este să-L cunosc pe El Și puterea învierii Lui Și părtășia suferințelor Lui Să mă fac asemenea cu moartea Lui Ca să ajung cu orice chip Dacă voi putea la învierea din morți Și spun cu toată adunarea gloriei Lui Dumnezeu Păi el care a fost răpit la al treilea cer, el care a avut experiențe de învier din morți, el care a avut experiențe grozave cu mii de oameni care s-au pocăit, el care a văzut minunea lui Dumnezeu în naufragiu pe mare și a scăpat pe o scândură, el, 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 el care l-a mușcat năpârca și trebuia toți gata, e mort în câteva minute, el l-a scuturat în foc și a rămas în viață și au crezut că e zeu, el care a avut atâtea experiențe să spui tu la bătrânețe din închisoare, dintr-un moment în care nu mai trebuie să fie atunci foarte bucuros și cu dorințe de astea Alte. tu să spui de acolo, vreau să-L cunosc pe El, vreau să-L probez pe El, nu sunt mulțumit, vreau o viață mai adâncă, vreau părtășia suferințelor Lui, vreau să mă fac asemenea cu moartea Lui, vreau să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea de morți. Nu l-am apucat, nu-L cunosc de plin, ui ce este în urma mea, mă arunc înainte, vreau mai mult, vreau, vreau, vreau. Aleluia! De cine îi place Dumnezeu? De noi posomorâții care stăm acolo pe bancă și nu mai luptăm de săptămâni, de luni? Noi care suntem mulțumiți să lupte pastorul, să lupte dirijorul, să lupte alții? Noi care nu mai avem chef de repetiții, de cor, de adunare, de cântări? Noi care lăsăm săptămâni pustii la rugăciune, adunările? Noi suntem mulțumiți? Noi suntem bine? Slavă Domnului? Nu-i slavă Domnului! Noi care nu, când nu citim Biblia de săptămâni și luni și ani, noi suntem mulțumiți că nu ne-a ne lovit Dumnezeu, e bai. La dar nu sunt oameni mulțumiți. La Betesda sunt luptători și oameni care spun vreau o altă viață, vreau o altă viață. Și Iisus Hristos se uită la ei și îi vede și într-o zi va veni să le dea o altă viață. Și spunem din toată inima glorie Domnului. Spunem din toată inima glorie Domnului. M-am învățat la dar m-am învățat cu metre și am învățat cu soarta aici. Îmi place aici, nu mai vreau nimic. Să nu mă schimbe nimic de aici. Asta e viața cu Dumnezeu? Dumneavoastră vă, vă imaginați că se poate cineva plictisi cu Dumnezeu infinit? Vă imaginați dumneavoastră că l-ați cunoscut pe Dumnezeu cu o cruce sau fără ea? Vă imaginați că a merge la biserică, a pune pe bancă, a asculta, a vorbi, a predica, e tot? Dumnezeu nostru este un Dumnezeu infinit! Și Dumnezeu iubește, se îndură și place de oamenii care nu sunt mulțumiți cu soarta. Și trei, Duhul Domnului a spus, scrie Gabi Zăgrean de cine îmi place mie. De oamenii consecvenți, disciplinați. Îmbulzim biserice la Paște, la Crăciun. Au dreptate purtătorul de cuvânt a bisericii ortodoxe când l-a întrebat pe primarul din Târgu Mureș, care era împotrivă la construirea catedralei mântuirii. Și a zis, domnul primar, să mergeți la biserică? Da! Când? Păi cum, când? La Paște, la Crăciun, când merge tot omul, tot omul. Și ce a făcut avocatul ăsta? A zis mulțumesc frumos, la revedere. Pum, pum, s-a închis. Păi, Dumnezeu iubește oameni consecvenți. Acum, adunarea este plină, dar așa trebuie să fie mereu. Amin. 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 Acum, fanfara este toată și corul de mix de fete. Toți suntem aici. E evanghelizare. Dar la Betesda nu e o săptămână. Cu zi de zi, ei merg. Pentru că zi de zi, acolo se împlinesc vise. Acolo oamenii sunt schimbați, sunt vindecați și transformați. Pentru că în fiecare zi Dumnezeu este prezent acolo. Lăudați să fie Isus. Chiar și atunci când toți religioși spun azi nu se poate întâmpla o minune că sabat, exact atunci se întâmplă minune. Deci calculele noastre niciodată nu sunt calculele lui Dumnezeu. Și a zis Gabi Zegran, știi ce iubesc omul ăsta? Pentru că ăsta a fost consecvent. Și ne-a lăsat ca o pildă pentru tine. Să-l vezi că el a mers, tot a mers, tot a mers în fie zi acolo, deși nu se a întâmplat nimic în viața lui. Nimic. A fost nici mai bogat, nici mai sărac, nici mai sănătos, nici mai bolnav. Era același. Și tot a mers, și tot a mers. Tot a mers sperând în Marea Zi când, într-adevăr, va fi șansa lui. Binecuvântat să fie Isus. Și imaginați-vă cuvântul ziua aia. Și știți ce mai îmi place de omul ăsta? Pentru că el niciodată n-a crezut în metodă. El a crezut în puterea cuvântului că e surprinzător că Iisus nu îl vindecă prin procedeul stabilit acolo, ci Iisus vine la el și spune, vrei să te faci sănătos? Cum vă imaginează dumneavoastră că nouă ne trebuie câteodată un an, doi să convingem pe cineva care are nevoie de Iisus? Așa dintr-o vorbă un anonim, doar știți, aici vin predicatori care se pregătesc, și se predici. Acolo a venit printre ei un om și a zis, X, Vreți să te faci sănătos? Fără introducere, fără cuprins, fără încheiere, fără fanfară, fără acordeon, fără anunțuri. Vreți să te faci sănătos? Cum l-aș vrea, da? N-am pe nimeni, asta e visul meu, cel mai înalt. Numai că eu tot încerc să mă duc și nu reușesc, dar n-am renunțat. N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Și până să mă duc eu, simt tot timpul altul. Și imaginează că acest anonim îi spune, scoală-te, ridică spatul și umblă. Vă întreb pe dumneavoastră, l-ați fi crezut? L-ați fi crezut pe străinul ăsta? Care nu a spus, vezi că îți fac eu loc să te duci, că în obișnuință era acolo. Păi nu, ridică spatu și umblă. Și vă imaginați cum ăsta s-a ridicat în picioare și a luat patul și a umblat? Pentru că el a știut și a crezut că Dumnezeu îi va arăta fața într-o Și Dumnezeu i-a împlinit visul vieții lui să umble. Lăudați să fie numele Domnului! Lăudați să fie numele Domnului! Lăudați să fie numele Domnului! dacă crezi în seara asta că Iisus Hristos este prezent aici în biserică. să schimbe viața ta? Crezi că Dumnezeu poate să facă o minune acolo în punctul ăla pe care tu îl revendici de multe ori și le-a stupat a zis, aici nu se mai poate. Măcar să salvezi ce se poate salva. Nu, nu, nu. Punctul al tău dureros. Punctul al tău vulnerabil. Zona a ta, care de multe ori te-a drăvășit și te-a distrus. Acela este punctul și ținta lui Hristos din seara asta. Acolo va lucra. Acolo unde tu crezi că nu se mai poate face nimic. Acolo Dumnezeu vrea să intervină în seara asta să ridice, să reabiliteze, să schimbe și să-ți dea putere să vezi minunile lui Dumnezeu. Și spun împreună cu voi, aleluia! Pentru aceasta este nevoie să ne asumăm într-un mod public în seara asta, fără jenă și rușine și fără nicio problemă. Să ne asumăm problema și să credem că suntem la câțiva milimetri de atingerea miraculoasă a lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este gata să ne schimbe Viața, casa și mințile noastre, și să facă din noi adevărați copii al lui Dumnezeu. Și apoi să vă grijiți de viața voastră până la capăt. Și noi toți. Și Domnul să ne ajute să fim într-o zi cu El mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Și spun cu toată biserica: amin. amin. Haideți să stăm ridicați pe picioare. Și în atmosfera asta de har și de prezența lui Dumnezeu, stăm cu capetele plecate. Și dacă tu ești aici, și Dumneata ești aici și vrei să-ți asumi problema care o ai, nu vreau să ne uităm unii la alții. Dar prin gestul care vă chem să-l faci, este momentul public în care spui, am o problemă. Și cred că Isus Hristos este prezent aici în seara asta, să se atingă de nevoia mea și să-mi schimbe durerea și păcatul, să mă elibereze și să-mi dea o viață nouă în seara asta. Dacă vreți să faceți asta, toți care vă vorbi Dumnezeu, aș vrea să mă ajutați să mă rog pentru dumneavoastră, țin o mână ridicată sus pentru problemele astea. Țineți-le tare sus, ridicate, să le vadă Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze și la balcon, Domnul să fie lăudat. Doamne Isuse, suntem nevredniști pentru seara asta. Niciunul dintre noi n-am numărat această pădure de mâini, dar tu care vezi dincolo de ochii și de inimile noastre și de mințile noastre, atinge-te de toate nevoile care sunt în Biserică. Doamne, nimeni n-a știut fiecare ce problemă și nevoie are. Tu care ai văzut de multă vreme, Doamne, zbaterea multor ființe care sunt aici în seara asta. Îți mulțumesc și îți mulțumim, Doamne, că ai venit să ne tai calea și să vorbești în inimilor noastre. Că mai există locuri în Arad, în care tu te prezinți în puterea ta, Doamne, să schimbi și să vinde și se eliberezi sufletele din gheara celui rău, Doamne, și a păcatului și să aduci o viață nouă, Doamne, adu viața ta nouă în fiecare inimă, Doamne, adu viața ta cerească în fiecare viață, atinge-te de fiecare persoană și de fiecare familie, revendicăm în numele Lui Isus orice teritoriu pe care diavolul l-a atacat, Doamne, și l-a distrus și chemăm în numele Lui Isus și în rănile Lui o vindecare, Doamne, peste orice ființă care este aici în această seară. Cerem vindecări sufletești și pentru fiecare dramă și pentru fie fiecare cădere și pentru fie fiecare alunecare, în numele lui Isus Hristos, te rog să schimbi aceste inimi. Pe cum Doamne ne împotrivim tot prin credință. În dreptul fiecărui boli fizice care este aici în seara asta și chemăm în numele Lui Isus Hristos și prin rănile Lui o vindecare în trupurile celor care au nevoie și cred că Tu ești aici să vindeci trupurile noastre, că ai promis că vei însoți Evanghelia cu semne și minuni. De aceea îți mulțumim și Te rugăm, Doamne, arată-ți puterea în biserica gloria din Arad și fie ca după seara aceasta să se ducă vestea că a fost o de aici și multe vieți au fost schimbate și mulți să vină aici serile care urmează și să-ți găsească alinarea și să-ți găsească repararea familiei și a vieților personale și să se știe în Arad că Dumnezeul nostru este viu că Isus Hristos este prezent când este chemat că Duhul Sfânt vorbește și străpunge inim și că puterea Evangheliei triumfă între noi în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh îți mulțumim! Amin!